Salutare tuturor și bine v-am găsit la primul meu filmuleț cu și despre Call of Duty Black Ops. Numele meu este IBS Detroit. Harta curentă Villa. Modul de joc Search and Destroy Hardcore. Iar scorul final este de 15-2. Arma pe care o folosesc este un Galil cu supresor, secundară Pitonul, Perk 1, Hardline, Perk 2, Steady Aim și Perk 3, Ninja. Haideți să-i dăm bătaie. Mă îndrept către A. Cât de repede pot. Și adopt o poziție defensivă. Într-un final vine și primul frag. Mi îndrept atenția către B. Zăresc un inamic. Dar e altul lângă arteziană. Îl omor pe cel pe care l-am văzut prima oară. Dobândesc un spy plane cu ajutorul căruia dobândesc pe acest dinamic. Primesc un care package pe care îl voi folosi imediat. Nu înainte să mă descotorisesc de acesta. Arunc o privire în față. Nu e nimeni, se pare. Și îl folosesc. Se pare că este un Naples Strike. Și după o scurtă privire în balcon, le arunc în B. Deoarece eram mai aproape de A și am hotărât că e mai bine așa. Astfel am câștigat această rundă. Scorul momentan 6-0. Începe și runda a doua. Din nou aceeași ruptă. Cât îi merge? De ce nu? Echipierul meu s-a hotărât să dea un rush. Uneori mai fac și eu asta. Depinde. Mi s-a părut mie că l-am văzut pe ăsta. În fine, l-am omorât. Mi-a dat un Cobra pe care parcă l-am pus în B. Nu mai rețin. Dacă pe ce să mă omoare acesta, dar din fericire nu m-a văzut. Mai mă ajută și elicopterul, parcă cu un kill. Se pare că da. Dau de un inamic aici. Și mă îndrept din nou spre baza inamicilor. Nu e casa, e un pic mai jos de casă, dar nu contează. Aici era să mă omoare cel de sus, numai că bănuiesc că a tras ca o cizmă și m-a ratat.
în mod inexplicabil. Scorul 11 cu 0. Runda a treia, poziție defensivă. Desigur, aceeași rută. Se pare că aici aștept degeaba. Arunc o grenadă în speranța că va fi acolo un inamic. N-a fost să fie. Nu mai dau rush. Aici m-a bătut un pic balconul. Încă o privire în față, ca nu cumva să vină pe acolo surprizele. Mă întorc spre locul meu, mai arunc o privire. Aici îl aud pe unul în stânga jos. Eu și văd cu coada ochiului și reușesc să-l omor. Amicii și-au chemat spyplane-ul, iar eu, neavând percul de ghost, m-am simțit un pic neajutorat. Dar nu a fost cazul. Aici îl ratez pe tovarășul în mod inexplicabil, iar acesta mă trece pe roșu. Din fericire, nu m-a omorât. Iau ruta alternativă înspre B. Reușește să planteze bomba inamicul, dar este omorât de către coechipier. Iar astfel, câștigăm și a treia rundă. Scorul este de 12-0. Good job. Get ready for the next round. Urmează prima rundă pe atac. Un coechipier zicea că va face timp kill pe mine, iar eu l-am rugat în glumă să nu o facă. Mă îndrept din nou către A. Am vrut să mă urc la fereastră, dar am ezitat, mai bine o făceam. Aici am văzut un inamic, iar un altul venit de sus de la balcon reușește să-mi dea un airshot headshot. Iar scorul meu a devenit 12-1. Astfel sunt nevoit să-mi urmăresc o echipierii. Din păcate, pierzând această rundă. Da. Scorul devine 3-1 pentru echipa mea. Încerc să mă găsesc. Așa, asta se
Din nou arunc o privire spre balcon. De unde trage un dinamic. Reușesc să-i fac un pic de damage, dar nu de ajuns încât să fac kill-ul. Aici arunc o scurtă privire spre balcon. Iar ce urmează acum este destul de aiurea. Un inamic venit pe prone reușește să mă omoare. Nu știu ce-am făcut atunci, dar m-am enervat destul de rău. Și din nou așteptăm. Urăsc așteptarea. Dar asta e, n-avem ce face. Scorul devine 3-2. Echipa mea pierde din nou. Iar runda finală. Din nou mă uit în balcon. Vizez capul unui inamic. Îi acord un headshot. Iar aici imediat, de fapt, nu-mi folosesc aproape un încărcător din galil să-l omor pe inamic, nu reușesc. Îmi iau pitonul și intru peste el și dau un airshot destul de drăguț. În fine, se termină harta, scorul 4-2 pentru echipa mea, eu termin cu 15 kills-uri și 2 deaths-uri. Toate bune și frumoase. Hai că ne revedem curând, IBF Detroit. Pa!